Cuvintele polisemantice. Resursă educațională pentru clasa a șasea. Să citim împreună enunțurile de mai jos. Mama a făcut o friptură delicioasă. Copiii au făcut o căsuță din trestie. Ionel a făcut 4 exerciții din culegere. Bunica a făcut un fular pentru nepotul ei. Ce observi în privința verbului marcat prin culoare în fiecare enunț? Ce sens are acesta în fiecare situație? Îți dau timp de gândire. Dacă este nevoie, permitem să te ajut. Remarcăm faptul că în enunțurile date, verbul a face are sensuri diferite în funcție de context. Totuși, sensurile cuvântului sunt apropiate. Mama a făcut o friptură delicioasă. A făcut are sensul de a gătit. Copiii au făcut o căsuță din trestie. Au făcut, au construit. Ionel a făcut 4 exerciții din culegere, adică Ionel a rezolvat 4 exerciții din culegere. Bunica a făcut un fular pentru nepotul ei. A făcut, are aici sensul de a croșetat. Tocmai ai aflat ce sunt cuvintele polisemantice. Cuvintele polisemantice sunt acele cuvinte care au mai multe sensuri, apropiate sau înrudite. Un alt exemplu de cuvânt polisemantic este cheie. Sensurile sunt ilustrate în următoarele enunțuri. Și-a uitat cheia acasă. Șurubul se desface cu o cheie reglabilă, asemenea celei din imagine. Culegerea are la final cheia exercițiilor, adică rezolvările, răspunsurile, soluțiile pentru exerciții. Remarcăm și în aceste situații o înrudire a sensurilor. Opuse cuvintelor polisemantice sunt cuvintele monosemantice, adică acele cuvinte cu un singur sens, cum sunt ecografie, sodiu, teoremă, biologie și așa mai departe. Cuvinte polisemantice versus omonime. Nu confundăm cuvintele polisemantice cu omonimele, deoarece între acestea există diferențe semantice. Pe de o parte, cuvintele polisemantice, așa cum am spus și mai devreme, prezintă o înrudire de sens. Acestea au sensuri apropiate. Alte exemple de cuvinte polisemantice, baie, masă, a trece, etc. Pe partea cealaltă, omonimele sunt cuvinte cu sensuri complet diferite, sensuri fără legătură între ele. De exemplu, lac, broască, nouă, toc, etc. Este clar faptul că lacul, ca întindere de apă, nu are nicio legătură cu lacul pe care îl dăm pe ușă. La fel cum numeralul nouă nu are nicio legătură cu adjectivul nouă sau pronumele nouă. Iar acum este timpul pentru exerciții.